Salut! Am revenit cu continuarea clasamentului cu cele mai bune filme de acțiune din 2020. Ai ratat prima parte a listei? Atunci fă click pe sugestia care a apărut sus în colțul din dreapta sau găsește linkul mai jos în descriere. Dacă ești pasionat de cinematografie și încă nu ești abonat pe canalul meu, acum e timpul să o faci, dar pentru a fi la curent cu alte videouri interesante, fă click pe clopoțel și activează toate notificările. Deci, să începem! Spencer Confidential. În centrul atenției este Spencer, un fost polițist din Boston, recent eliberat din închisoare, unde a nimerit după ce l-a făcut turtă pe Boyle, unul din colegii săi. Acum liber ca vântul, Spencer vrea să plece din orașul unde nu-l mai ține nimic. Însă un vechi prieten și antrenor al său îl roagă să se rețină în Boston pentru a-l ajuta cu noul său elev, Hope, care s-a apucat de MMA. Între timp în oraș sunt găsite cadavrele a doi polițiști, Terence și Boyle. Dar Spencer devine principalul suspect, deoarece ar avea motive serioase pentru a-l omorâ pe fostul coleg. Totuși, după o cercetare mai detailată, se dovedește că Spencer nu este implicat și Terence l-a lichidat pe Boyle, după care s-a împușcat. Versiunea oficială deloc nu-l aranjează pe fostul polițist și el împreună cu noul său partener Hope începe să caute ucigașul adevărat care i-a omorât pe Boyle și Terence. Păsările de pradă și fantastica Harley Quinn. Țicnita Harley Quinn din Brigada Sinucigașilor a fost pe plac spectatorilor și cei de la DC au decis că istoria acestui personaj deosebit de nebun merită o ecranizare separată. Și dacă inițial Harley era mereu în umbra lui Joker, în noua producție, aceasta fiind părăsită de iubit și cu inima frântă, face totul ca să dovedească lumii întregi că nu are nevoie de ajutorul lui Joker pentru a ieși în evidență. Din acest motiv, Harley formează propria echipă de răufăcători, compusă din tinere țicnite ca și ea, tinere care au fost ignorate sau luate în râs de cei din jur. Acum, păsările de pradă sunt gata să ia situația sub control și să ocupe locul de frunte în lumea criminală din Gotham. Bronx. Evenimentele din film au loc în Franța, și anume în Marsilia. De ani buni acest oraș însorit este împărțit între câteva grupări criminale care din umbră dirigează cele mai importante întreprinderi, primăria, chiar și oamenii de rând, care sunt nevoiți să trăiască după regulile criminale. Eroul principal, Richard Bronski, este un om onest care din totdeauna a dorit să schimbe situația din oraș. Din acest motiv, el și-a ales o slujbă potrivită, ofițer de poliție. Însă realitatea s-a dovedit cu totul alta decât cea pe care el a închipuit-o. Vronski se confruntă cu o neînțelegere totală din partea conducerii sale, dar și a colegilor polițiști care de mult sunt cumpărați de criminali marselieni. Pentru mită, aceștia închid ochii la majoritatea crimelor comise și ultimul polițist cinstit din oraș este nevoit să lupte singur cu mafioții scăpați de sub control. Băieți răi pe viață. Continuarea istoriei despre detectivii Mike Lowry și Marcus Barnett. În a treia parte din franciza Bad Boys despre doi polițiști din Miami s-a încercat păstrarea atmosferii specifice acestei producții. Și chiar dacă istoria celor doi durează deja de 25 de ani, în linii generale îi avem pe tot același Mike și tot același Marcus, ca acum două decenii în urmă. Și dacă ai văzut primele două episoade, uneori vei avea senzația de deja vu. De data aceasta, detectivii se vor confrunta cu feciorul unui baron de droguri mexican, dornic să se răzbune pe toți care i-au ucis tatăl și i-au încarcerat mama. Ajutându-o pe aceasta să evadeze din închisoare, tânărul împreună cu maică-sa începe eliminarea celor vinovați. Din lista condamnaților face parte și detectivul Mike Lowry și tânărul îl împușcă în plină stradă. Scăpând ca prin minune, Mike acum ca niciodată are nevoie de ajutorul vechiului său prieten pentru a opri ucigașul răzbunător. Outpost.
Filmul inspirat din evenimentele reale care au avut loc pe 6 octombrie 2009. Producția a fost apreciată de amatorii de filme de război, deoarece relatează destul de simplu, fără fanatism sau patriotismul artificial, viața de zi cu zi a soldaților din punctele ferbinți. Posibil că există unele aberații strategice, dar propun să nu luăm totul aproape de inimă și să privim filmul ca o creație fictivă și nu 100% reală. În centrul atenției se află una din bazele militare din regiunea de nord a Afganistanului. Aceasta a avut o poziție deloc reușită, fiind înconjurată de munți și din acest motiv în continuu era atacată de militanții băștinași. Însă confruntarea din 6 octombrie a fost diferită de cele anterioare. Unitatea militară a fost asaltată de un grup de talibani ce de 6 ori depășea efectivul de soldați din bază. Lupta sângeroasă a durat 12 ore și practic a exterminat militarii aflați în acea unitate. Bloodshot. Este posibil că această producție cu mușchiosul Vin Diesel în rolul principal va fi începutul unui nou univers creat în baza benzilor desenate Valiant. Soldatul Ray Harrison a fost un muritor de rând până nu a fost ucis împreună cu soția sa de către teroriști. După moartea, acesta a fost readus la viață de către o corporație de tecnologie înaltă, RST. Aceasta i-a înlocuit sângele cu o armată întreagă de nanoroboți. Astfel, Harrison se transformă în Bloodshot, un luptător invincibil cu o putere supraomenească și capacitate instantanee de regenerare. Bloodshot se alătură echipei de soldați ai RST, însă rolul unei marionete gata să ucidă țintele indicate de șefii corporației nu îl aranjează pe fostul militar. Harrison are viziuni cu momente din viața sa anterioară și află adevărul despre moartea sa. Înfuriat, acesta se răzbună, însă adevărul se dovedește mult mai complet decât el credea. Underwater. Acest film este un mix exploziv din câteva pelicule reușite din science fiction a ultimilor 30 de ani și se pare că regizorul a încercat să-i satisfacă pe toți amatorii acestui gen de creație. Aici o vei găsi pe Christian Stewart din Amurgul și Vincent Cassel din Râuri Purpurii. Un monstru necunoscut trezit din hibernare care atacă tot ce mișcă, asemenea celui din Alien. O platformă petrolieră avariată, oameni în niște costume de scufundare undeva la mii de metri adâncime, izolați de restul lumii. Pare că ceva asemănător ai văzut deja, doar că era împărțit prin filme diferite. Nora este un inginer mecanic pe o pompă petrolieră din groapa Marianelor. După un cutremur, platforma extractoarei este avariată și personajul este nevoit să o părăsească. Unica șansă de a se salva este să ajungă pe jos pe fundul oceanului până la stația de pompare vecină. Pe drum însă ei sunt atacați de o ființă necunoscută din adâncuri, dar șansele de a scăpa cu viața sunt tot mai mici. Glonțul pierdut. Încă o producție franceză. Lino este un mecanic talentat capabil să optimizeze orice automobil, transformându-l într-o bestie rapidă și rezistentă. Pentru ca poliția să mai uite de micile sale aventuri ilegale, Lino se angajează să îmbunătățească mașinile pompierilor, ambulanțele și chiar cele ale poliției. Pare că mecanicul este pe drumul corect, însă într-o zi în garajul său are loc un omor, dar victima este mentorul lui Lino, ofițerul de poliție. Unicul care a văzut potențialul acestui tânăr ghinionist și l-a ajutat să iasă din încurcătură. Acum mecanicul este principalul suspect și singura șansă de a-și dovedi nevinovăția este să găsească glonțul care l-a ucis pe polițist. Nu ar fi un lucru complicat dacă acesta nu s-ar fi oprit în carcasa unei mașini care a fost furată. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din filmele de mai sus și dacă da, ce impresie ți-au lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe canalul meu. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel.